Nu știu exact care e acum trendul la diete, dar încă umblă vorba că dacă vrem să slăbim, trebuie să mâncăm puțin și des. Ceea ce în Moldova e un nonsens, de vreme ce poți obține fix aceleași rezultate dacă bei mult în loc să mănânci. Nu, asta este, dacă vreți, o invenție păguboasă pe care au indus-o nutriționiștii în conștiința publică, astfel încât să fie o strategie extrem de dificilă și imposibilă de desfășurat prin cunoștințele tale și să ai nevoie să slăbești doar pe baze științifice și prin intermediul unui nutriționist. Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. Este o chestiune nu doar absurdă și periculoasă, pentru că în momentul în care ți se spune trebuie să mănânci de 5 ori pe zi și dacă ai sărit peste o masă, slăbitul tău s-a blocat, tu nu mai faci altceva în ziua respectivă decât să te gândești la mâncare și tot, da, și tot programul tău și toată existența ta să aibă ca principal obiectiv, iată, nu numai orele de masă respectate, dar și, eu știu, anumite combinații, un anumit gramaj. Deci lucrurile devin năucitoare, însă se vrea acest lucru. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Că dacă omul ar slăbi de capul lui acasă, mâncând mai puțin și simțind foamea, atunci la ce ar mai fi de folos nutriționiștii? Și mai este, asta o știu din regulile de alimentație, că trebuie să lași tot timpul 10 ore între ultima masă a zilei și prima masă a zilei următoare. Totuși, o întrebare persistă. Cum adică să slăbești dacă mănânci des? Mai ales acum când se taie frecvent porcii și ești nevoit să tamponezi cu ceva ibricele de țuică fiartă din stomac. Și atitudinea mea este una chiar vehementă. Deci nu e adevărat, se slăbește mâncând puțin și se slăbește dacă se poate mâncând o dată în zi. Ceea ce este important este să înțelegem că noi nu numai că nu suntem programați să mâncăm în fiecare zi, dar această senzație de foame cu care ne-a dotat natura și care ține de instinct, pe ea nu putem nici să o evităm și nici să o controlăm. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Așa că această păguboasă recomandare de a mânca înainte să-ți fie foame și a le induce oamenilor ideea să le fie frică de foame, adică să mănâncă înainte să-mi fie foame, ca nu cumva să-mi fie foame, a dus la acest mâncat preventiv de care este responsabil delirul acesta legat de diete. Păi și cred că se potrivește foarte bine mie. Da, da, da. Atletul de bucătărie, care gustă tot timpul din tot ce pune în farfurie. Dar, conform altor școli de gândire culinară, e mai bine să mâncăm o dată și bine, decât să gustăm mult și senzațional. Practic, trebuie să învățăm să fim și noi oameni, nu bucătari. Și că foamea trebuie disciplinată și dresată precum un cățeluș. Adică niciodată să nu mâncăm la o senzație de foame de o notă sub 6 pe o scară de la 1 la 10. Then we have a deal. I don't want to remember nothing. Nothing. You understand? Adică foamea este ceva cu care trebuie să învățăm să trăim și să nu o satisfacem decât atunci când intensitatea ei ajunge să fie de nota 6 spre 7. Ori noi mâncăm exact ca aia micii la foame de nota 3, adică nici nu ajungem să ne fie un pic foame și gata, băgăm repede o gustare și mai mâncăm, nu știu, cum simțim o mică foame, cum mai mâncăm ceva. Și nutriționiștii, da, ne și amenință că ferească Dumnezeu să sărim peste vreo masă, că s-a prăbușit tot sistemul. Noi avem de fapt o singură masă consistentă pe zi, nu prea avem mic dejun, avem un late lunch, așa, știi, pe la 4-5, în momentul ăla mâncăm. Și cum, la 3 noapte, când am ajuns acasă, nu faci nimic? La început am fost așa, domne, mi-era foarte foame, dar acum am început să mă stăpânesc. Adică mi-am dat seama că nu e bine să fac asta. Deci da, trebuie să ne disciplinăm, pentru că nu trăim ca să mâncăm câte puțin și des, ci mâncăm ca să trăim bine și mult. În realitate sau în matricea lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în amănunte, ca să nu dau cu nihilism peste spiritul sărbătorilor. And I want to be rich. Someone important.
like an actor. Whatever you want, Mr. Reagan. Paradoxul este exact pe dos. Cum să facem să mâncăm mai rar și mai puțin într-o societate care nu are alt obiectiv decât să ne împingă să mâncăm non-stop?